Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Ieri la Buzău a avut loc un mare eveniment, și anume Consiliul Național al Dizabilității, împreună cu Asociația 1 Iunie 2001 Buzău, a avut aici dezbaterea națională Dreptul meu, accesul la viață. Despre ce s-a discutat, care sunt proiectele de lege pentru majorarea indemnizațiilor, vorbim în această seară alături de doamna Ionica Tarău, președinta Asociației 1 Iunie 2001 Buzău. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Dragi telespectatori, surzi și auzitori, uh, vreau să te întreb înainte, dar mai ai energie să mai poate? Încă mai zâmbesc, încă mai pot. Am uh, lăsat acasă surzi, mulți surzi, la asociație mulți surzi. Deci am lăsat acasă surzi, da? Urmăresc emisiunea. Uh, timp pentru familie recunos public este zero. Am uh, Jumătate, jumătate din viață la București și jumătate la Buzău. Aici n-am să renunț niciodată. Aici este viața mea, aici este familia mea, aici este casa mea. Aici este uh, cea mai importantă bucățică din viața mea. Este Mihai, cel care ni niciodată nu vrea să părăsească Buzăul. Aici este locul lui. Aici sunt prietenii lui. Aici. Uh, Copilul meu știe că am suferit sau m-am bucurat, și fericirea de pe chipurile lor, pentru mine, înseamnă mult, foarte mult. Înseamnă tot, cred că. Tot. Asta Chiar e motivul tot. pentru care buzeul rămâne la loc de cinste. Consiliul Național al Disabilității a ales să înceapă această dezbatere ce va fi la nivel național. Cum un prim punct de oprire, la Buzău, astfel încât responsabilitatea cea mai mare s-a transferat, probabil, pe umerii tăi. Uh, știu că s-a organizat ieri, colegii mei au fost și ei prezenți și au realizat un material. Uh, Denisa a fost acolo și a stat de vorbă și cu tine. Uh, aseară a intrat materialul în jurnalul TV Buzău și în seara asta ne vedem noi, pentru că aseară era aproape imposibil. Uh, Spune-mi, frumos, cum a fost pregătirea pentru acest eveniment, în primul rând? Uh, nimic în viață nu este ușor. A fost greu, a fost o perioadă în care a trebuit să trimit invitație la mai multe autorități și organizații non-guvernamentale, dar și televiziunea sau presa ne-a ajutat foarte mult pentru că timp de o lună de zile ne-am organizat. Și dacă aș mulțumi la cineva, ar fi, să o spun sincer, Consiliului Județean Buzău, care ne-a oferit locația, care ne-a oferit o apă, un covrig și o cafea. A fost o atmosferă prietenoasă și caldă la Buzău, într-un loc frumos și drag mie. Cei care au ales, deci cine a ales doamna președintă a Consiliului Național al Dizabilității din România, și doamna director au avut un scop pe care la sfârșitul evenimentului l-am aflat și eu, deci la Buzău va fi pe un proiect primul club din România de comunicare deschisă și dialog urmează în următoarea perioadă cu autoritățile Prefectura și Consiliul Județean să stabilim de comun acord împreună pentru că nu implică fonduri. Deci vom oferi gratuit informații la fel cum o face avocatul poporului, la fel o va face și Consiliul Național al Dizabilității din România pe un proiect pilot. La Buzău! Un proiect pilot la Buzău, așa. Este greu, este pe umerii mei, este o muncă în plus. Știu ce mă așteaptă, pentru că acești oameni care trăiesc greu nu mereu găsesc o ușă deschisă, țin cont da. de programul autorităților până la ora. 16. La mine nu există sâmbătă, duminică, mă vezi în spitalul județean, mă vezi în autobuz, mă vezi în gară, mă vezi în tren, mă vezi și pe Asta, acasă să... uneori. Hai uneori. Să... Tot am început emisiunea așa cu zâmbetul pe buze la finalul unui eveniment foarte reușit la Buzău și cu o veste bună cum este acest proiect pilot. O să răspund celor de acasă că acum două zile, exact înainte de eveniment cu o zi, eu te sunam ca să te invit cumva, mi-aș fi dorit foarte mult să ne vedem ieri și să rămână cineva și de la Consiliul Național al Dizabilității astfel încât emisiunea să fie uh, amplă cu un reprezentant de acolo. Din păcate nu s-a putut, dar ne tot sunam așa să ne întrebăm când vii, cum vii și uh, foarte amuzant a fost, mi-ai spus sunt în gară! Să nu da. crezi că am ajuns să stau în gara. Da, dar aștept un la <laughs> deci, <laughs> deci, este foarte reală chestia asta cu odată ești la spital, odată ești la gară, odată ești pe stradă sau în autobuz. Deci, chiar la gara erai când am sunat. La un moment rugat să dat, vin. oamenii nici nu mai cred, nu, da, asta e dimineața în buzău sau seara e în buzău, a doua zi nu mai e în buzău, e în București, deci vorbește. Dar toată munca de-a lungul anilor, acum se vede experiența și, sincer, Uh, am ieșit din casă cu o viteză maximă. Nu m-am mai uitat la ei. Ce mănâncă? Care vine de la școală? Care-i bătrân? Care ceva ce am spus? Stop! O oră? Vă uitați la televizor? Unde? Stați că vă butoneze imediat acum. Și după a început mesajele între ei și un taxi repede la voi în emisiune pentru a oferi telespectatorilor informațiile reale care urmează să aducă un plus lunar Uh, a venitul persoanei cu dizabilități. Asta trebuia să se întâmple de mult, nu acum, dar poate că acum a vrut Dumnezeu. Corect, niciodată nu este prea târziu. Dezbaterea națională se numește dreptul meu accesul la viață până la urmă. Uh, pentru aceste persoane cu dizabilități, uh, acești bănuți înseamnă acces la viață până la urmă. Pentru că dacă nu au bani să se hrănească, să se îngrijească, uh, să-și cumpere un minim necesar, cu siguranță nu putem spune că au acces la viață, la una normală. Ce au acces la o viață în mizerie de cele mai multe ori, pe bani mizeri. Uh, banii sunt foarte puțini, uh, n-au crescut, din păcate, de ani de zile. O să te rog încă o dată să enumeri uh, uh, bănuții pe care oamenii primesc. Că îi nu primi. citesc de pe nimic, da? Dacă uh, nici tu nu o să știi pe de rost lucrurile astea, atunci uh, cine? Da. Lucram în anul 2005 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, uh, la relații cu publicul. Uh, zilnic uh, comunicam cu cel, cel puțin 60. 70 de persoane erau înregistrate. Nu a fost ușor, dar am învățat. A fost o experiență pentru care îi mulțumesc și astăzi. Doamnei director de atunci ce ci ea, m cu am dactilat pentru că surzii o cunosc. urcau scările la fel ca și mine. Și atunci s-a întâmplat în anul 2005 ca un director să mă trimită la cursuri de limbaj mimicogestual. Am să-i mulțumesc toată viața. Pentru că e ceva care nu pot să uiți. Și atunci de mult când lucram într-o instituție a statului, în oricare loc <coughs> unde lucrezi, de în oricare loc de muncă, oamenii te plac sau nu te plac? Ei... Eu pot să spun asta și fac și semne. Chiar dacă aveam 100-200 de dosare, colegele mele îmi zâmbeau și mă ajutau. Niciodată n-am simțit că este greu pentru că am lucrat într-o echipă pe care o iubesc și astăzi. Eram puține persoane care uh, lucram în acest serviciu uh, pentru adulți, și mai ales la relații cu publicul. Uh, erau uh, colegele mele fete tinere, și atunci eu aveam o vârstă comparativ cu ele, dar uh, pot astăzi să zâmbesc de 100 de ori mai mult decât poate zâmbi un om, pentru că am rămas într-o relație de comunicare foarte bună. Uh, asta spune mult pentru mine. Uh, right. Oricând te poți baza și poți conta pe o prietenie, nu contează că este sâmbătă sau duminica. Și îmi place mie să spun, deci îmi place să spun că munca într-o echipă sau cu voluntari este ceva frumos și plăcut sau în interesul persoanelor care chiar au nevoie. Tocmai de aceea spuneam că au foarte mare nevoie de cineva care să aibă inițiativă. Proiectele, acest proiect de lege despre care se discută pentru majorarea indemnizațiilor era unul așteptat de toată lumea pentru că oamenii trăiesc cu foarte, foarte puțini bani. Banii sunt extrem de puțini per total. Per total sunt foarte puțini în toate sistemele. Produsele alea care se văd acolo, picturile astea, sunt ale unui bătrân surd care trăiește, deci picturile astea ale unui bătrân surd care trăiește cu 272 de lei. Mi se umple inima de bucurie că știu că le pot vinde, cu puțin sau cu mult, undeva într-o expoziție, să-i să ofer un ban. Din munca lui. 270 de lei trăiește acest bătrân cu dizabilități? Da, 272 de lei. Două, dar nu doar el, Sunt multe cazuri. Sunt foarte multe cazuri. Și tocmai. am încercat, deci personal am participat și mi-am dorit și am încercat cu autoritatea națională pentru persoane cu dizabilități din România, deci nu cu Consiliul, cu autoritatea plătită din banul public. Public. S-au schimbat președinții, s-au schimbat miniștrii, talii ripaz de la Brașovă, vedeți, vorbește prin semne. Deci suntem o echipă, acum, în prezent, suntem o echipă care fiecare știe ce are de făcut, fiecare identifică, găsește ceva, o problemă și găsește și soluția. Degeaba și ai problema azi. dacă nu ai soluția. Exact. Indiferent, indiferent că ești din Brașov, că ești din uh, Piatra Neamț, că ești din uh, Focșani, că ești din Galați sau din București sau din Buzău, uh, venitul lunar al unei persoane cu dizabilități Cunoscut de toți directorii care pun în plată acești oameni, este în prezent 39 de lei la gradul 3, 272 de lei la gradul 2 și 340 de lei la gradul grav la gradul 1. Cum să trăiești cu banii ăștia? Dacă toată lumea a ales să tacă, dacă voi supăra în această seară parlamentarii cum s-au gândit la majorarea de trei ori a drepturilor, a veniturilor lunare, spunând că parlamentarii din statele membre în Uniunea Europeană au alt bani, altă valoare, alte corect, drepturi corect. la fel și persoanele cu dizabilități Trebuie să aibă. din aceste state membre în UE au lunar un venit de 500 de euro comparați dumneavoastră până la 800 de euro Aici nu se de vreo... poate. îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis Într-o echipă a Consiliului Național al Dizabilității din România, am lucrat și anul trecut, poate o să mai lucrez în continuare, dar tot ceea ce fac, fac pentru oameni, pentru că a transforma o persoană cu probleme de sănătate într-un cerșetor, pentru că asta facem, îi trimitem la cerșit, îi vedem în gară, îi vedem în tren. Îi vedem murdari. Îi vedem în sărăcie. După, în miseria, abandonați. după ce statul, 12 ani, înmulțit cu 12 luni, înmulțit cu 2500 de lei sau acum am înțeles că sunt 3500 de lei de persoană, cum? Îi trimiți înapoi acasă la familie? Nu se poate. Trebuie făcute corecturi, trebuie făcute și îndreptate toate aceste greșeli de unde statul oferă 10 uh, de milioane, da, crat, de, 25 crat. de milioane, 35 de milioane, pe păi ce noi ne dorim întrebarea, ne dorim instituționalizarea sau o educație și o creștere a copilului în familie și o paletă de meserii, deci vorbim despre muncă diversificată și în învățământul special adaptată Correct. cerințelor adaptată la ceea ce unități este protejate acolo. sprijin pentru unitățile protejate mulțumesc uh, la toate organizațiile non-guvernamentale prezente ieri m-am simțit emoționată, am văzut că suntem împreună, am văzut că la Buzău nu suntem în dușmănie și suntem într-o colaborare, într-o comunicare exact ceea ce este necesar lucrul ăsta l-am simțit a... ieri ca rezultatele să apară, asta este clar. Mă bucur foarte mult că ai avut sprijinul celor ce trebuie să te sprijine, pentru că au același obiect de activitate și până la urmă, dacă nu sunteți uniți, cu siguranță nu puteți rezolva nimic. Mai devreme spuneam că în statele europene... Vorbim de un venit de 10 ori mai mare decât pentru România, pentru persoanele cu dizabilități, dar în România vorbim și de un salariu minim pe economie cu mult mai mic decât în celelalte state și așa mai departe. Nu știu de ce ne gândim doar la anumite salarii și le, le aliniem cu cele din Uniune. Dar am spus eu în această seară și nu au decât să se e, pe mine e destul -au ce de nou. de trist! Nu, nu se poate să te gândești la la care este bogat, deci te gândești la la bogat să-i mărești la Care trăiește Nu-l vezi, deci nu, nu vezi că trăiește, exact, nu-l vezi pe nu stradă! Nu știi că există? Nu există, corect. Asta este cel mai trist de, de multe domnilor, ori. Doamnelor, domnilor, întrebați-vă dacă acești oameni săraci și familiile lor merg la vot, nimeni nu mai poate controla. Pentru că oamenii... Oameni, la oamenii ăștia le-a ajuns sărăcia la os și trebuie să fim deschiși și să spunem, să nu ne mai ascundem după dege. Avem și acum Hai încum, să fim asta, sinceri. niște alegeri locale și poate că atunci oamenii care s-au săturat de un anumit sistem sau de anumite nebăgări în seamă de care au parte, Uh, vor fi foarte atenți la vot. Încă o dată este De asta cazie... și trag un semnal de alarmă. Este se gândească semnal de foarte alarmă. bine. Să se gândească bine și în al doilea rând să meargă la vot, să -și exercite efectiv dreptul constituțional. Pentru că oamenii spun, nu mă mai duc să votez, că și așa am ba, votat. Ba, vor merge la nu, vot. Nu, e bine Vă să spun Eu că vor merge la uh, vot. am ajuns la jumătatea emisiunii, vine sau nu se crezi, o să-i las pe cei de acasă să urmărească materialul ce a intrat și în jurnal la seară. După care o să fie o scurtă pauză de publicitate, revenim în partea a doua și vedem până la urmă ce presupune acest proiect de lege care își dorește să majoreze indemnizațiile. Dezbaterea inițiată de Consiliul Național al Dizabilității este intitulată Dreptul meu, accesul la viață, iar anul acesta va fi găzduită de toate orașele țării. Prima oprire din cadrul campaniei a fost la Buzău, orașul care de multe ori a fost gazda unor proteste organizate de persoanele cu dizabilități, nevoite să se descurce lunar cu sume foarte mici. Campania are un singur scop și anume acela de a convinge aleșii din Parlament de a vota un proiect de lege care prevede majorarea indemnizației persoanelor cu handicap. Intenționăm anul acesta să ne întâlnim cu organizațiile în fiecare județ în parte, să identificăm absolut toate problemele, să le ducem mai departe. Șansa noastră este că avem aliați puternici, forul nostru superior este Forumul European al dizabilității. Dorința noastră este să și realizăm până la sfârșitul anului ceea ce ne-am propus. Indemnizațiile persoanelor cu dizabilități au rămas la același valor de ani buni. Lunar, un buzoian cu handicap încasează sume cuprinse între 39 și 340 de lei în funcție de gravitatea bolii de care suferă. Sumele sunt infime dacă ne raportăm la necesitățile unei persoane cu dizabilități. Să reușesc să conving autoritățile și până la cel mai nivel înalt, Parlamentul, pentru că toată lumea știe că am protestat la Parlament, pentru acești oameni să ducă un trai decent, să aibă o viață normală, să nu mai trăiască cu 39 de lei, să nu mai trăiască cu 272 de lei, să nu mai trăiască cu 340 de lei. Noi, societatea, trebuie să le fim sprijin și nu din milă. Majorarea indemnizației persoanelor cu handicap și alte probleme care sunt pe agenda și vor să participe și să le cunoască, să dezvolte, să transmită, de fapt, să uh, informația pe Facebook. O să da? Pe Facebook, pe rețeaua de socializare, pe Facebook o să uh, transmită informația la surzii toți din România. Lunile trecute, membrii unei asociații a persoanelor surdomute au protestat chiar și la Parlament pentru majorarea indemnizațiilor. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine, Ionica Tareu, președintele Asociației 1 iunie 2001, și vorbim despre evenimentul care a avut loc ieri la Buzău, și anume Dezbaterea Națională Dreptul meu Accesul la Viață. Este o inițiativă a Consiliului Național al Disabilității, iar primul punct de oprire la nivel național a fost unde, altundeva, dacă nu chiar la Buzău. Am spus că acum, în partea a doua, vom vorbi despre ce înseamnă exact proiectul de lege pentru modificarea indemnizațiilor. Ce se dorește? Unde ați vrea să atingeți? Care este pragul minim cu care s-ar putea începe aceste modificări? Uh, nu ne-am propus să avem un venit lunar egal cu persoane cu dizabilități din statele membre în UE. Dar am propus în această uh, inițiativă, în acest proiect scris, uh, 300. 8 din 20 ianuarie 2016 a fost depus în Parlamentul României. Am gândit că persoana cu dizabilități și de fapt am discutat cu mulți parlamentari cum să alegem și care ar fi varianta cea mai bună după protestul care l-am organizat la Senat în luna septembrie 2015. <coughs> Și ne-am gândit noi că venitul lunar pentru o persoană cu dizabilități, handicap grav, deci gradul, gradul 1, ar fi nevoie de un salariu sau de o sumă, o sumă salariu. egală cu salariul minim pe economie. Adică acum 1000 de lei, 800 și ceva de lei, la gradul 1, am spus, la gradul 2, cum au marea majoritate, acum, acum în prezent au 272 lei. Noi am propus un venit lunar 50% din salariul minim pe economie. Corect. La gradul 3, care acum au 39 de lei, am propus un venit lunar 25% din salariul minim pe economie. La tot ce am propus avem și argumente. Odată, majorarea indemnizațiilor, de aici plecăm, de aici ne raportăm. Acesta a fost argumentul parlamentarilor. Când, când parlamentarii au spus că își majorează de trei ori, așa au parlamentarii din statele membre UE, Imediat, ideea de acolo ne-a venit și ne-am raportat. Și totuși n-ați venit uh, cu obrazul gros spunând că vreți de ori. ca afară. <ră> nu, nu. Exact. Nu, nu, și, nu. și de trei ori și n-ar ajunge, nu, pentru că sunt nu. de 10 ori mai mici la noi în țară decât afară. Da. De la 500 de euro la un echivalent de 50 de euro pentru gradul 2 care este la noi în țară, da. înseamnă de 10 ori mai puțin. Da. Uh, aș vrea să ne gândim cu toții. Auzitori, surzi, familii care au sau nu au persoane cu dizabilități, dacă ni s-ar întâmpla nouă, cum ar fi? Eu cred că acum este timpul să fim solidari, să-i ajutăm, să-i sprijinim. Că într-o zi nu se știe cum o persoană dragă nouă din familia noastră ajunge așa. O să începem o campanie, da? De strângere de semnături, că asta facem, avem nevoie de semnături. O să rugăm fiecare grupare politică să susțină demersul nostru în Parlament, în fiecare județ și nu doar la Buzău, pentru că ieri au participat 20 de persoane care au venit la Buzău din instituții ale statului și organizații non-guvernamentale, deci 20, nu, nu sunt așa puține pe această vreme, în acest timp de iarnă, plus do aproape 20 de persoane uh, cu deficiențe, cu handicap, cu dizabilitate. Uh, un grup de 40 de oameni și alții care ne-au susținut, dar am să repet, Problemele Alții lucrau, erau în timpul serviciului, alții aveau probleme Correct. de sănătate, a fost în dar săptămânii... grupa uh, depășește uh, numărul de 100 de persoane. Este foarte, și... foarte bine, dar vreau să te întreb un singur lucru. Câți oameni politici din mediul local au venit să asculte, să vadă, Cum să întrebe? Puneți voi întrebările astea și mă așteptam că aceeași întrebare a fost aseară pusă la un alt post de televiziune. Da? Am să răspund păi, cu știu că dezamăgire. De pe aici ar trebui să primiți ajutor și atenție. Cu mare dezamăgire. Niciun parlamentar, și chiar dacă nu a participat niciun parlamentar, ne așteptam ca un consilier să-și noteze exact. problemele care s-au discutat acolo exact. și să exact. fie prezent. <coughs> Îi mulțumesc în această seară și am să mulțumesc de fiecare dată domnului director David Ștefan de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, care a avut răbdare și. Și a cerut și scuze că a plecat, cred, cu o oră mai devreme, așa pentru că. Probabil că mai avea și alte probleme care. Evenimentul a fost even... unul care a durat destul de mult. Asta, da, ca da. cei de acasă să înțeleagă, n-ați dezvăzut 40 de minute în no, no, astfel no, de probleme, no, ci no, câteva ore no, întregi. Nu, am uh... început la ora 11 și 20, așa, și un sfert și 20 și am terminat la ora 16. Așadar, câteva ore și uh... în care s-au dezbătut numeroase probleme. Fiecare persoană a avut ceva de spus, indiferent că a reprezentat o instituție sau a fost persoană cu dizabilitate, fiecare a avut un timp, nu am. Adică se putea acumula o informație de către un om politic ce era prezent acolo. Asculta și vedea, uite, nu au, nu știu ce, au nevoie de X, au nevoie da. de Y. Și atunci putea mai departe să vorbească. Sau când mergeai și băteai la o ușă și spuneai, domnule parlamentar X, uite cum suntem, trăim cu 39 de lei sau cu 270 de lei. Știți, avem problemele astea. N-ar fi fost total străin, pentru că până la urmă oamenii ăștia ocupă niște funcții în care au fost aleși. Și pentru de acești toți. oameni. Și pentru acești Sau oameni. Sau poate, și pentru hai să spun în această seară, uh, deci am să spun în această seară, întrebările care vin de la persoanele sur de la mine, de ce să merg la vot? De ce să merg la vot? Și îmi spune, da, să merg la vot și votez pe toți. Ce pot să-i mai spun eu persoanei acelea? Sunt dezamăgiți de, de lipsa de interes. Astea sunt întrebările. E evident că ei gândesc da? Și am să spun, mi este rușine de fiul meu care mă întreabă. Pentru că eu le explic de fiecare dată, trebuie să mergeți, le spun. fac, uh, uh, tra Le traduc de fiecare dată, dacă mă întreabă de fiecare persoană ce face. Deși nu intră în atribuțiunile mele să fac treaba asta. Trebuie să ne gândim și în alegeri, și am spus asta, am discutat cu parlamentari și o să revin, de fapt, la ultimele alegeri, când au fost, am și spus. Ideea a venit tot de la Janina, care venea la Râmnicul Sărat. Ce știe ea? Ce votează ea acolo? Hai, unde trebuie să scrie? Să-i spună și ei cineva ceva? Și nu mai știu, au mai fost câteva persoane și trebuie să-i spună de cine și trebuie legia... încât să fie informată să aleagă, nu să i se indice clar persoana X sau Y de ales, pentru că atunci nu mai este uh, un drept la vot, ci este o obligație a celuilalt îl pune pe, pe cel cu dizabilitate să voteze. Și știi foarte bine că se întâmplă. Cum ei sunt trimiși la cerșit, așa sunt trimiși și la vot, așa sunt trimiși și în multe situații. Trebuie cineva imparțial să vină să le spune despre fiecare. În partea noastră avem alegeri la Buzău. Anul ăsta toată lumea vrea să ocupe funcții. Primarii uh -huh. vor să o prindă mandate. La Consiliul Județean. Peste tot există alegeri. anul ăsta. Cine le explică persoanelor cu dizabilități? Că nu le explică nimeni persoanele care da, sunt. Da, dar surde. se așteaptă voturi din partea uh... lor. Eu aș vrea să-i mulțumesc Dumnezeu că voi televiziunile, toate televiziunile și presa scrisă, uh, spun ceea ce am simțit. Încă nu v-a impus nimeni. Ia stop Ionica Tareu. Adică Ionica Tareu poate să participe la orice post de televiziune și pentru că mi-ați oferit această posibilitate nu am să îndepun candidatura și nu am să candidez nicăieri, deși oamenii mă susțin și mă roagă și o spun la modul cel mai serios. Uh, nu Au început nu merg deja undeva. să apară candidații pe la primărie Da. Uh, nu, mă, nu mă gândeam că aș vedea și poza ta undeva Nu. Dar un uh, candidat independent Ionica Tarău Dar voi ști să susțin și voi ști să-i îndrum și să le ofer uh, sincer Deci pot să le ofer sincer despre fiecare candidat Indiferent unde ar candida toate informațiile corecte și reale. E dreptul lui să aleagă, nu-l influențez, dar îi pun la dispoziție fiecare material sau, sau dacă mă vor întreba și ce a făcut pentru mine până acum, am să-i spun ce a făcut. Corect. Cred că realitatea trebuie uh, transmisă mai departe prin intermediul tău și a celorlalți care vorbesc în acest limbaj mimico-gestual către omul care... Vrea să vadă un rezultat pentru el. Până la urmă, aceste momente în care oamenii aleg, indiferent de tipul alegerilor, că vorbim de la prezidențiale până la locale, mm -hmm. uh, sunt menite ca omul să hotărască pentru el. Omul să... ăsta stă fără curent electric de trei luni de zile, care l a văzut în imagine, da? De trei luni de zile. Uh, o simplă intervenție de-a mea, făcută în urmă cu trei zile. Și am așteptat trei zile, puteam să răspund în prima secundă și să spun, oameni buni, o persoană surdă și mută este un pericol pentru toți cei care locuiesc în preajmă. Da. Este iarnă, el nu poate uh, uh, să folosească caloriferul, doarme pe frig, poate să aprindă o lumânare, poate să bea un pahar de vin. Corect. Poate să ia foc lumânarea, poate să ia foc ceva și să Se ia foc și sora, și ușa. casa și vecinii și mătușii, Corect. și 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 toată Corect. lumea. Uh, din ce cauza a ajuns să sta fără curent? Din ce cauză din uh, cauza unor uh, șmecheri sau șnapani, da, că nu pot să-i să numesc altfel și să mă ierte telespectatorii de cuvânt, dar de patru ani de zile tot mergem la tribunal să-l ajutăm cumva să intre în posesia. Au murit, deci patru frați, unul a murit, o, trăiesc trei, părinții au decedat. El a fost cu trimis să trăiască într-un graj, într-o casă părintească care cade pe el, culceau șobolani acolo. După o hotărâre a instanței, care e de râsul, plânsul. Chiar de râsul plânsul, da, nu vreau să o dezbatem în seara asta, dar l-am văzut pe cetățean acolo și ei sunt curați, sunt îngrijiți mulți în și sunt de foarte atașați asta. de mine. Deci ei sunt, cum să spun, și dacă nu sunt acasă. Deci Mihai pentru asta nu pleacă din Buzău. Uh, ca să nu spun acum că vecinia ok și ceea ce spune este verificabil sau real, urmăresc emisiunea, știu. Deci la noi în casă nu este zi și nu este noapte. Că pleacă trenul, că pleacă autobuzul, că vine de la Covazna, pleacă la Suceava. Deci la noi în casă este o trecere cum... de tranzit, nu? Exact. <laughs> și probabil că și asta este motivul pentru care Mihai nu vrea să plece din Buzău. Este foarte, foarte atașat de ei, de bătrâni, în, în general de bătrâni și de copii. Deci pot să spun că la noi acasă avem doi copii la care copilul meu le oferă și sprijin și, 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 și de toate. Pentru că și el a fost copil și el a primit un sprijin și așa este normal simț, să trăim într-o țară acest normală. Acest civic se transmite și dacă este propagat cum trebuie, el aduce efecte. Vis-a-vis uh, -vis de tot ceea ce s-a întâmplat la Buzău ieri în cadrul evenimentului. Uh, te-am întrebat de parlamentari dacă au fost prezenți, te-am întrebat de oameni dacă au fost prezenți, pentru că până la urmă cineva trebuie să le insufle oamenilor simțul civic. Să nu mai fie răutăcioși, să nu mai fie uricioși. Uh, Ci să vină e... să le răspundă. Uite, eu mi-asum am mi -asum acum că am primit această informație și într-un timp de 30 de zile o să discut cu colegii mei, care <coughs> și ei colegi fiind în alte uh, județe, au aceeași săraci ca și noi la Buzău, cu 39 păi, de lei, cu 272 de, de lei. Noi Toți nu vorbim de Buzău, noi vorbim de un proiect de interes național. Sper, tocmai. sper, cu toată ființa mea, să nu trebuiască să aștept cum am așteptat pentru serviciu 112 din 2008 și până în 2015 șapte ani, sper să nu trăim momentul să așteptăm șapte ani și spun în această seară, ultima decizie pe care am postat-o și pe Facebook, vor fi persoanele cu dizabilități și familiile lor în parlament, lângă fiecare parlamentar. Și cineva a spus: "Și atunci o să vedem un gol, și o să rămânem doar noi acolo." E posibil. Da? E destul de gol pe acolo de obicei, nu cred că. Nu fac atingere la nicio persoană, dar am fost dezamăgită, sau au simțit emoțiile mele ieri, eu care sunt o fire puternică și am un cuvânt întotdeauna, găsesc un cuvânt bine și pus la locul lui acolo unde trebuie, ieri nu mai îmi găseam cuvintele pentru că am rămas plăcut impresionată de gestul și susținerea Consiliului Județean, dar în momentul în care mă așteptam ca măcar un parlamentar din toți cei care i-are buzăul, unul, din indiferent care partid ar fi fost el, să fie acolo și să spună Ma, voi ați venit de la București, Consiliul Național al Dizabilității. Și voi Ridicați o problemă, din multe alte orașe. Da? Și voi ceilalți din Galații, uh, Focșani, după unde au mai venit ei, Piatra Neamț, Brașov, după unde au fost ei ieri, că nu mai îmi găsesc acum, n-am nici lista în față și nu pot să citesc, dar acolo au fost prezenți și, repet, martori sunt cei care, directorul de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, uh, domnul jurist Vasilescu de la Casa de Sănătate, Instituția cu care am avut o colaborare, și am spus am avut, mă opresc, nu știu dacă o să mai fie, și iarăși nu dezvoltăm în această seară subiectul. Mă așteptam ca cei care au fost cursanții noștri și au învățat limbajul mimico-gestual și lucrează în instituții și au participat la curs gratuit să fi să onoreze invitația Sau din măcar doi, măcar unul. Da, mă așteptam, am rămas dezamăgită, da? Dacă vrei să spun părțile alea care sunt bucătăria casei. Bucătăria casei contează, pentru că din bucătăria casei ne dăm seama... Am înțeles, a venit Consiliul Național al Dizabilității de la București. Au venit alți membri de prin multe alte județe și orașe din țară. A venit Dar... domnul Viorela Angel de la poliție care comunică prin semne cu ei, mai da, mult sau mai puțin, și, și a spus: Mă întâlnesc implicat. cu ei pe stradă, pot să spun câteva cuvinte, e, a avut corect. o intervenție frumoasă. Deci, chiar deci, este, este foarte implicat da. în toate acțiunile astea care țin de social Sigur. și uh, chiar mă bucură lucrurile astea. Da, deja am dat pe domnul Angel pentru că a fost și dânsă invitat la noi în platou de foarte multe ori și l așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie. Și care nu citește uh, din înscrisuri care îi le pune general la dispoziție și ceea ce gândește ea să deci gândește, este, este o persoană, deci, cum am spus, de domnul Vasilescu, de domnul Angel, deci de domnul David, deci sunt oameni alături de care eu au am înțeles colaborat. responsabilitatea, cred eu, și cred că de-aia au fost prezenți. Pentru că, undeva, în toate instituțiile astea despre care ați amintit acum, să pe ce buză, direcția de asistență de... socială locală, Narcisa Ionescu, care a participat la multe cazuri cu mine. Deci, sunt trei cazuri în ultima perioadă în care am constituit un grup din asta de inițiativă, deci o echipă. Ca să se poată face da? ceva. Pentru că eu nu puteam singură și am zis, ia veniți voi direcția de asistență socială locală, ia vină tu poliția, ia vină tu ambulanța. Deci ultimul caz care l-am dus la spital, <coughs> social, femeie cu 495 de lei, I-a decedat soțul în spital, i-au decedat doi copii în spital, i-a adus din străinătate, din Norvegia, în România, nu i-a văzut decât la cimitir sau unde i-a desfăcut la coșciug. Sora a murit în spital și femeia avea o traumă de spital, dar ea avea niște probleme de sănătate și îi mulțumesc medicului de familie, cu care am comunicat foarte bine, fără să o cunosc, pur și simplu am luat numărul de telefon de la Casa de Sănătate, o cunoștea, deși nu este de un an de zile, era medic de familie, îi cunoștea totuși și a zis, țineți-mă la curent de fiecare dată cu ce se întâmplă. Iată că există da, și exemple da. mai mult decât pozitive în ceea ce privește aceste instituții. Medicina de familie, unde există niște lacune totuși, și de cel mai multe ori oamenii nu mai ajung la medicul de familie să primească îndrumări și un mic ajutor, ci ajung deja în stare gravă la spital. E foarte important, se poate colabora. Se poate, da, eu se pot poate. să spun, colaborez dar foarte bine. Da, inițiativa cred că este totul și uh, înțelegerea. Și sunt deschisă, dar să știi, Ilona, că în momentul în care văd că trebuie să-mi pierd mult timp cu o persoană sau cu o instituție, renunț, că nu merită nimeni, nici timpul meu și nici care potențialul care meu. așa este puțin. Da, probabil. pentru că nu mai, degeaba nu se mai poate. Adică îți ofer o dată de două ori, de trei ori. Dacă chiar văd că ignori sau mă dezamăgești de mai multe ori, în repetate rânduri, încep să închid și eu ușile, să nu mai fiu deschisă și cu zâmbetul pe buze pentru toată Correct. lumea. Pentru că nu se merită. Nu, este timpul meu, este știința mea și până la urmă, urme, dacă uh, voi nu vreți, eu de ce să vă vreau? Correct. Ce motiv aș avea? Absolut niciunul. Uh, vreau Fie să spui... roata cât pătrată, tot se mai învârte odată. Asta clar, chiar de mai multe ori. Proiectul de lege pentru majorarea indemnizațiilor a fost depus da. din ce înțeleg eu. Cât timp ar putea să dureze până când ați primi un răspuns Uh, cred că va fi timpul foarte scurt pentru că, ținând cont că sunt alegeri ne nu știu cum e cu măririle astea, cu majorările astea, cu indexările astea cu proiectele astea de uh, venituri dar cred că într-un timp foarte scurt și așa cum le cunosc eu pe cele două doamne care au fost prezente ieri, doamna Brătan Claudia și Justina Radu deci au fost și au lucrat în această instituție, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități au o experiență și o expertiză de neegalat și își dăruiesc priceperea, viața, profesionalismul pentru alții. Și lucrul ăsta în echipă, munca în echipă, cu siguranță va fi un succes real, chiar împotriva unora probabil care se vor opune. Pentru că ultima variantă, vă spun, a venit sugerată de persoanele cu dizabilități și de familiile acestora, stabilim o anume dată, mergem la comisia de muncă care trebuie să dea un răspuns Cale. După care vom merge direct în Parlament. Suntem cetățeni și așteptăm un răspuns de la cei care și-au majorat veniturile exorbitante pe lângă 39 de lei. Și pe lângă salariul minim da? de economie sunt exorbitante. Adică sunt exorbitante din orice punct de vedere. a lei privi asta doar dacă nu ești cumva milionar sau ai moștenit ceva de la vreo mătușă, ca să spun așa. <laughs> Mărind sau majorând aceste indemnizații, credem că vom strânge rândurile sau numărul persoanelor cu dizabilități care îi vedem la cerșit în gară, absolvenția învățământului special, nu le dau numele în seara asta, dar pot să le spun numele mic, îi vezi, te lovești de ei în gară, la cerșit și îl întreb, dar de ce nu stai acasă? Pe păi ce să fac cu 39 de lei? Mama n-are ce să-mi dea de mâncare. Și atunci dacă îi dai un venit lunar, ăla nu mai merge la cerșit, nu mai merge la furat. Și dacă îi creezi un oarece loc de muncă, fie și un regim part-time, 4 ore pe zi, a, pentru că oricum nu trebuie să muncească prin lege același număr de ore ca și cei care a, nu au dizabilități, ideea este că trebuie să-și găsească locuri de muncă. A, o să fac o mică paranteză și o să spun că în urmă cu a, două săptămâni, dacă nu mă înșel, am avut invitată o fată care face, Alexandra se numește, este o tânără de 25 de ani, oarbă, mm. care face voluntariat la Direcția cunosc, de Asistență am cunoscut, Socială. Da? Prin vali Neagoie am cunoscut-o, nu da. știu cine a fost la prin voi. Vali, dar... Prin Valentina Neagoie, <gâng> de la DGSPC, am cunoscut-o și noi pe Alexandra, loc? care face tot soiul de, de voluntariat da. peste tot, dar se întreține din niște bani extraordinar de puțin. Avem un telefon pe fir, alo, bună seara! Bună seara! îmi a... vreau să vă pun și o întrebare ca să mă lămuri și pe mine am și un bătrân de 87 de ani și nu vede, nu vede absolut deloc și adică are cataractă acu acută și trebuie operat și nu pot să-l aduc la care să, să opereze cu oricum a început să devieze să, am, să mai... am o întrebare la dumneavoastră, da. medicul de familie îl cunoaște? Da, pe am luat uh, pensii de handicap șase luni de zile. Și, și acum a trebuit să duc actele din nou, la Buzău, să duce actele astea cu, la handicap cu o lună de zile până te duci la comisie, la evaluare. Da. Și nu mai mi-a primit că din cauza că n-a vrut să opereze. Dar dacă el păi nu, ați și, și celălalt calcă. diagnostic Că dumneavoastră ați afirmat puțin că deviază sau are altceva. Da, dar nu am mai fost cu el. el când aude din medic, el să pierde el și la abizi când m-am dus cu el. Haideți să vă puțin, da. El nu a mai mâncat nimic. Haideți să, să vă dau o soluție scurtă. Chemați ambulanța, solicitați o evaluare în spital și chemați medicul să l evalueze în spital. Da? Da. Bine, vă mulțumesc. Este Mare un plăcere. Uh, Multă sănătate vă urez. Mulți oameni nu cunosc legislația. Mulți Eu vreau să te întreb un singur lucru și deși poate n-ar trebui să dezbatem noi vis-a-vis -vis de cum se acordă aceste drepturi, pensiile și așa mai departe, deși știm că acest sistem... Tu vrei să-ți dau un răspuns anticipat nu. la ceea ce mă întrebi? Vreau să-mi spui un următor lucru. De ce te uh, condiționează comisia să te operezi? Nu vreau sau nu pot sau nu Am bani sau Răspunsul meu este în această seară Și mi-asum, îmi pare rău că nu l-am spus ieri Acolo când era și domnul David Dar probabil că am să fac un înscris la Consiliul Județean Din Comisia de Evaluare Fac parte oameni Șeful de la prestații sociale Este în incompatibilitate Să pui în plată Un dosar o persoană Și în același timp să-l evaluezi Da? Și am răspuns da. Această comisie, fie ea de copil sau de adult, conform principiului rotației, nu trebuie să stea înțepenit acolo din Pe 1900 funcție. iarna până la 70 de revoluții care trec peste noi. Deci voi face și voi sugera și voi recomanda autorităților locale. Pentru că ieri a fost tras un semnal de alarmă de Edi Nicolescu în public de multe certificate de handicap false. Corect. i a tras atenția domnului Viorel Angel, deci a fost public făcut treaba asta. Mă bucur Iar că eu în această seară. Păi pe nu, dar am fost o echipă, vocal. deci repet, suntem o echipă de profesioniști la care nimeni și nimic nu ne va opri să ne ducem un plan până la capăt. Persoana cu dizabilități cu handicap real să fie respectată și să fie sprijinită, să nu fie transformată în hoț sau cerșetor sau muncă la negru, iar cei care nu au niciun handicap, iar cei care sunt plătiți din bani publici să reprezinte funcția de șef serviciu la prestații sociale nu au ce căuta în comisia de evaluare. Foarte bine, mă bucur foarte mult că ai spus-o. Cu ocazia asta o să ne aruncăm și noi ochii puțin să vedem cine stă pe funcții, cum stă pe funcții, de cât timp și dacă are dreptul să facă treaba asta. Uh, mi se pare revoltător ceea ce a spus doamna. Dacă bătrânul are 87 de ani și deja are multe probleme de sănătate, să te duci să-l operezi de cataractă și dacă fi... operea nu nu-ți mai dă. Exact. Poate fi un pas uh, către o zonă negativă pentru bătrân. Poate nu vrea la spital, poate se teme, poate se simte rău după operație. Deci, și are dreptul la un control medical, ambulanța vine și lea, exact, povesteam de doamna Tanti Vasilica, care e la spital la neurologie. Acum am sunat-o astăzi că femeia vorbește, dar avea această traumă și stres de spital, că toată lumea moare în spital. Slavă domnului și mulțumesc doctorului Zoican, Domnul un doctor om Zoican. de toată isprava care vine la cursul de limbaj micogestual, <laughs> cu o echipă de oameni de la infirmieră și asistentă medicală, toată lumea învață limbajul mimico sunt uniți acolo. Deci nu vine la curs omul singur Veniți doamna acolo în La noi acolo ne învățați un sfert de oră Stai 30 minute, stai un sfert de oră pentru Și nu, mai mult stai că parte. trebuie Sunt foarte ocupați, activitatea la UPU este una extrem da. de, de De Efervescentă ca să spun așa Din păcate în seara asta Nu mai avem suficient timp Dar cred că ne vom propune ca odată la o perioadă Să ne vedem și cei de acasă să sune Pentru diverse probleme Pe care le au în legătură cu persoanele Cu dizabilități Că nu și-au primit pensia, că nu sunt hai încadrați, să, că nu hai știu să spun ce ceva, să că facă. Că ai fost ieri, dar ai de <coughs> gândul? Și dacă ai să urmărești materialul nostru de ieri, pe unul din puncte, doamna Vlioncu și doamna Milica Neagu, exact asta au spus. Emisiunile și posturile TV și domnul Vasilescu a intervenit să ne ofere un spațiu. Să spunem clar, în ultima, să sună. în ultima marți sau miercuri din lună, persoanele Correct. cu dizabilități pot urmări la postul. Correct, oricare post, correct. informații sau pot pune întrebări și să primească răspunsurile. Uite numai femeia care a sunat acum. Corect. Într-adevăr, pe păi, la vârsta asta, la 80 și ceva de ani, să ți se impună să operezi un pacient și altfel să nu primești ajutorul, nu mi se pare legal, nu mi se pare normal, nu mi se pare omenesc. Dar asta nu au legătură cu omenia, asta au legătură cu funcția și cu legalitatea. Și cu ce spuneam mai devreme? Îmi lasă cumva impresia și chiar o să verificăm, dacă e legal să faci asta, să spui ce, nu te-ai operat? Asta e, nu o să mai primești ajutor. Uite, așa ne ducem în jos și uite, așa nu primesc ajutor cei care. Și ne uite, intericte. așa primesc aia care nu au, cum spunea Edi Nicolescu ieri, uh, au certificate de handicap, deși nu au nicio dizabilitate. Deci, n-am da spus-o de de eu, au spus-o alții ieri. Și, cum au și de, de la început s-au curs câteva milioane de lei pentru oamenii care nu se încadrau să primească ajutor, dar nu au fost bine verificați. Și asta e, s-au mai scus niște bani publici. Uh, draga mea, Erai cu zâmbetul pe buze la început, acum s-a mai umiat un pic, așa uh, dar știu că tu le rezolvi pe toate asta a fost emisiunea din seara asta. Ne vom revedea în curând, probabil. Uh, pentru cei de acasă sper că au asimilat cele mai importante informații și vă urăm foarte mult succes cu acest proiect de lege. Să fie într-un foarte bun, să se apropie Să dea Dumnezeu să se împlinească așa cum și Sărițul 1-3 s-a dar nu după șapte ani, măcar după șapte săptămâni. Un pic tămâni. mai răpejor, da? da? Un pic mai răpejor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămneți în continuare alături de noi, pentru că urmează colega mea, Maria Stroi, cu jurnalul TV Buzău. Sunt Ilona Duță, ne revedem mâine, seara la ora 18, când vom vorbi despre diabet, în prezența doamnei Caterina Zoican, chiar soția domnului doctor Adrian Zoican. Niște oameni deosebiți. O seară minunată să aveți! La revedere!